Semnele mărturisesc. Domnul n-a fost doar ideea născocirii plăsmuite. Frații noștri din Iudeia au văzut în vremea aceea semne nemaipomenite. Nicodim mărturisește că el a venit de sus când aude, când privește slava care îl însoțește pretutindeni pe Iisus. Semnele erau dovada mărturiei pentru ei, dar nu toți au vrut să creadă. Deși au venit să-l vadă, l-au respins fără temei. Ei au zis Galileanul sau Iisus din Nazaret, fără să cunoască planul că El este suveranul, Fiul de Dumnezeu profet. Ei ziceau că e Ilie sau un alt profet model. Dar cerească mărturie, Duhul Sfânt din veșnicie, le-a spus cine este El. Domnul nu-i un rod al firii, deși avea chip de lut. El a fost Fiul iubirii, prin Duhul neprihănirii, între oameni s-a născut. El a fost întâia zare, cea din tâi făptură vie, când nu era nici cer, nici soare, nici adâncuri și nici mare. El era din veșnicii. Amin. El se plimba pe protocolul lutului înfierbântat, binecuvântându-i solul cu verdeață peste golul care a fost însămânțat. Maestru plin de iscusință, dând parfumul și culoarea, la făpturi a dat ființă, prin dumnezeiasca știință, El și-a arătat lucrarea. El e cuvântul care s-a întrupat și ne vorbește, plin de har și de îndurare, ne-a dus la toți iertare, Domnul care ne iubește, Domnul care se arată pe taborul strălucirii, în lumina fără pată, când de sus cerescul Tată i-a zis, Fiul meu iubit, Domnul care înmulțește pâinile, la fel ca mana, și cu vinul ce îi mește pe toți oaspeții din Cana. Iată marea furiată cum și-a înălțat mândria, dar Iisus Hristos se arată și îi poruncește îndată, mare, pleacă-ți jos furia. Și privind în largul zării, ucenicii s-au uimit când văzură valul mării, când deodată s-a oprit. Cine este acesta oare? De la spută chiar și vântul. Toți priviră cu mirare și primiră deslegare. E Iisus Hristos, cuvântul. El și-a arătat puterea, ucenicii au văzut. Dându-i lui Bartimeu vederea și lui Lazar învierea. Și Craicelui ce-a fost mut. Și a zis, ridică-ți patul slăbănocului în tihnă, fiindcă ți-am iertat păcatul, căci Iisus este sabatul, ziua noastră de odihnă. Și a zis, vrei să te faci bine celui de la scăldătoare? Doamne, n-am pe mine să mă ajute, să lipsi de ajutoare. Dar când a simțit fiorul, a fost vindecat deodată, că Hristos Mântuitorul îi acordă ajutorul dragostei adevărate. Și a pus pe ploape tine omului nevăzător, ca să vadă, ca să vină din tuneric la lumină, la Hristosul Salvator. Atunci fariseii care au văzut, îl întrebă și întâi și adoră, hai spune-ne, ce ți-a făcut? El mi-a dăruit vederea, El, să știți, m-a vindecat. Cum să vă explic puterea? Am văzut când m-am spălat. Și apoi binecuvântarea cu pescarii de altă dată. Domnul liniștește Maria să-și arate apoi lucrarea, pescuirea minunată. Căci o noapte se trutiră, dar în zori când Domnul vine, Petru tremură să miră și la țărm cu toți porniră cu corăbile pline. Și șezând la masă, Iisus cu Simeon și-a lui vecin, o femeie păcătoasă a intrat și ea în casă cu a ei prelungi suspin, ca să ierte datoria cele 500 de lei. Jos pe vatră, o tâncălia, se așeză încet Maria, vărsând lacrimile ei. Farisei cu bufare ziceau cum o ceartă, dar Iisus cu îndurare și cu dragostea lui mare, datoria ei o iartă, că
Căci iubirea înlăcrimată, adâncită în căință, curățește orice pată, când ființa e predată Domnului prin pocăință. Cine e fără păcat să ia piatra și să dea-i. Atunci toți s-au mușinat și pe rând toți au plecat și scăpă piatra femeie. Domnul cu cereasca-i mână spre uimirea tuturor. Tocmai scrie pe țărână mărturie să rămână că el este îndurător. El te iartă, dar îți spune să nu mai păcătuiești. Fă de acum fapte bune, milostenie și rugăciune, dacă vrei ca să trăiești. Doamne, fica mea e muncită de o putere necurată, o femeie necășită, vrea să fie sprijinită, vrea să fie ajutată. Și văzând la ea credință, Domnul nu se împotrivește. Femeia în umilință a strâns ce se risipește și s-a vindecat copila, ca și omul din Gadara, care nu știa ce-i milă, căci în cimitir cu sila îl ducea vrăjmașul seara. Dar când Iisus apare, duhurile necurate au sărit cu porci în mare, iar ce-o scos de la închisoare intră liber în cetate. Și văzându-l pe câmpie pe Iisus Hristos că trece, plin de rând și carne vie, cele proști de-a lor urgie au fost vindecați toți 10. Însă fiul lui Adam străbunul, din cei 10, au venit să-i mulțumească numai unul. Numai unul se căiește din mulțimea de la templu. Omul vameș se căiește și profund se pocăiește. Domnul mi-l-a dat exemplu. Numai unul stă dovadă de la nord până la sud. Când a fost chemat să creadă, el s-a înălțat în dud. Și s-a oprit Iisus în fața dudului și a zis, dă-te jos, Zacheie, fiindcă astăzi mântuirea îți acordă izbăvirea, vrea salvarea să ți-o daie. Doamne, cu nespusa vrere poți din mine rom să faci și de cum am să cere jumătate din avere, o voi dau la săraci. Și a zis, întinde-ți mâna celui ce avea uscată. Domnul arătă fântâna și sapatul și țărâna care trebuie salvată. Patru inși cu însărcinare, ducând patru în spinare. Dar degeaba, la intrare era plin, era tixit. Și căutând suișul scaria, scara care ducea sus, au stricat acoperișul cu nealtea cu tăișul ca să ajungă la Iisus. Și văzându-le credința, Domnul nu se împotrivește. Le împlini pe loc dorința, dăruindu-i vindecarea, Doctorul cel Sfânt Iisus. Și-a strigat Iisus, Efata, surdul mut a tresărit, că-și plecând din creier pata, el aude, el e gata să vorbească de sfârșit și să aducă mulțumire cu întreaga lui simțire că și Hristos s-a îndurat. Fica lui Iair în vie și băiatul din Ain, Domnul din al lor Zicrie, i-a chemat ca tot să știe și să creadă pe deplin. Căci din câți la el venire, cu dorințe, cu dureri, vindecare toți primiră, toți la masa lui plânziră, sfinte binecuvântări. Și din câți îl căutare ca să fie mântuiți, Domnul nu i-a scos afară, i-a chemat și cheamă iarăși pe toți cei nefericiți. Cine s-a atins de mine? Întrebă Iisus mirat. Doamne, mai întreb că cine sunt atâția lângă tine care te-au înconjurat? Ucenicilor le pare întrebarea cam ciudată, că și nu știa nici care despre acea întâmplare și vindecare înascunsă de observată. Însă, din mulțimea care a venit, se desprinse din pleoadă o femeie ferm să creadă, se atinse de Iisus. O, dar vrea! Și de-aș putea să mă ating de-a lui veșminte, îți zicea de-a ta smerită și voi fi tămăduită fără vorbe și cuvinte. Dar credința ei împinge că de 12 ani avea scurgere de sânge, dar de-acuma nu mai plânge că-i salvată fără bani. Atunci Domnul o privise și i-a zis la cea smerită, nu te teme, îndrăsnește, că credința mântuiește, de acum ești tămăduită.
un slujbaș din altă clasă de la Curțile Supreme a venit din depărtare cu dorința lui cea mare pe Iisus Hristos să cheme. Doamne, am o rugăminte, omul îi mărturisește, am un fiu bolnav ferbinte, vino și îl tămăduiește. Atunci Domnul îi răscolește omului întreaga ființă ca să vadă de găsește înăuntru lui credința. Atunci omul se grăbește, Doamne, hai până nu are. Atunci Domnul i-a zis, du-te, fiul tău trăiește și cu dor de părinte el spre casă se grăbește. Atunci a lui cucerești cuvinte, ieșându-i înainte, i-a zis, fiul tău trăiește. Și cercetând lucrarea ceasului binecuvântat, au văzut că vindecarea nu făcuse întâmplarea și Hristos cel minunat. Un slujbaș iar o altă mijlocire cu credința cât un pop. Un slujbaș de la oștire aștepta cu sufletire vindecarea unui rob. Și a zis, Iisuse Sfinte, zi-o formă și te ajuns. Omul a crezut înainte, iar credința lui ferbinte a primit pe loc răspuns. Atunci Domnul cu îndurare le vorbise despre el. O credință așa de mare n-am văzut în Israel, căci credința în puterea Domnului Iisus Hristos a îndepărtat durerea, dăruindu-i vindecarea omului neputincios, căci venind din depărtare, chinuiți în fel de fel, cu dorința lor cea mare atâncându-se de el, cei cu duhuri necurate și tot felul de întristați, suflete descurajate așteptau cu toți dreptate ca să fie vindecați. Zor de zi pe țărmul mării, gloatele luau aminte la cuvântul îndurării, iar puterea vindecării întărea lui cuvinte. El vorbea de împărăția cea din cerul din splendoare, dovedindu-le solia prin minuni, prin mărturia darului de vindecare. Căci ologii se ridică, orbi văd, privesc în sus, duhurile fug de frică, căci puterea lor e mică înaintea lui Iisus. Orice fel de neputință, orice fel de apăsare, orice fel de umilință, în Iisus având credință, toți primiră vindecare. Fariseii se înspăimântă de Iisus cerescul rod și cu toții se frământă ce vom face, el se avântă și câștigă mult norod. Însă unul prorocește, un proroc, un preot peste preoți. Să știți, el se potrivește ca să moară pentru toți. El, dar cine îl poate prinde? Însă unul zise Iuda. De la el avem relații cum să-l prindă pe Iisus. Iuda e un nume mare. Cum să-și uite el părinții? Pentru el n-are valoare numele pe care îl are. Una știe, el arginții. Și venire cu ciumege în grădina pitorească ca să-l prindă, ca să-l lege. Pe Iisus cerescul rege, hotărât să-l răstignească. Și l-au dus la judecată ca să-l judece soborul. Preoțimea adunată pe acela fără pată, pe Hristos Mântuitorul. Noapte plină de furtună, norii bântuiau colosul. Ahireii împreună i-au zis lui Iisus să spună, ești sau nu ești tu Hristosul? Atunci el a zis, da sunt. Atunci au strigat culește, că pe sine se numește unsul Mesia cel Sfânt. Și l-au dus la judecata trecătorului Pilat, preoțimea la Gabata, căci preoții toată ceata îl crezură vinovat. La pornirea lor haină, chiar Pilat lua măsură. Iată omul fără vină, însă nu putea să-l țină, căci erau cuprinși de ură.
răstignește. Ei strigară, îl lase tu din degeaba, când a vrut să-l duc afară, să trăiască, să-l moară. Ei au zis, vrem pe Baraba, ei au zis, vrem pe tâlharul, iar Hristos cel minunat urcă pentru noi calvarul, ca să aducă jertfă darul, să fie crucificat. Dar murind Iisus învinge moartea veșnicul dușman și pe cei risipiți strânge în slăvitul Canaan. Căci din groapa cea pustie Dumnezeu l-a înviat și spre noastră bucurie în măriața strălucire Tatăl Sfânt l-a ridicat, iar prin Duhul Învierii toți acei ce-au adormit din țărâna așteptării s-au trezit în largul zării, căci Iisus a biruit și vor sta ca mărturie toți acei care au gustat din izvor, din apa vie și au sărit vii din sicrie, căci Hristos i-a înviat. Și toți care prin credință l-au urmat ca prinși de zel, în necaz, în suferință, dar ajunși la piruință, vor sta veșnic lângă El. Doamne, dacă în adunare este vreun bolnav pătruns și dorește vindecare, în iubirea Ta cea mare, zi o vorbă și te ajuns. Amin.